În Liga Elitelor Under 15, FC Argeș a învins cu 5-1 în deplasare pe CN Dinicu Golescu Câmpul Lung. În urma acestui succes, alb-violeții ocupă locul întâi în clasamentul seriei A7-a, cu cele 15 puncte acumulate în 5 partide. În următoarea etapă a acestei competiții, programată duminică, echipa lui Paul Ciobanu va întâlni de la ora 10 pe propriul teren pe CSS Târgoviște. În a treia etapă din play-off-ul Ligii Elitelor Under 16, FC Argeș a terminat la egalitate 1-1, confruntarea de pe propriul teren cu SCM Râmnicu Vâlcea. În urma acestui rezultat, alb-violeții ocupă locul 4 cu 26 de puncte, la egalitate cu CSM Râmnicu Vâlcea, ocupanta locului 3, și la 8 puncte în urma liderului Universitatea Craiova. În următoarea rundă a seriei a treia, programată sâmbătă de la ora 14, alb-violeții vor întâlni în deplasare pe Universitatea Craiova. În cea de-a treia etapă a play-off-ului campionatului național Under-17, FC Argeș s-a impus cu 3-1 în deplasarea de la ACS Alma Sibiu. Cu cele 3 puncte câștigate, piteștenii se mențin pe primul loc al seriei a 5-a cu 40 de puncte, cu 6 mai mult decât CS Mioveni, ocupanta locului 2. Tot în a treia rundă, dar a play-off-ului campionatului național Under-19, FC Argeș s-a impus cu 5-2 în deplasarea de la ACS Schellenberg. În etapa următoare a celor două competiții, programată duminică de la orele 12, respectiv 14, alb-violeții vor întâlni acasă pe CS Mioveni.